Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor colegi. Declarația mea politică de astăzi am intitulat-o Extremism și demagogie, un tandem periculos pentru democrație. Asistăm la evoluția unui fenomen îngrijorător în Europa. Ascensiunea extremei drepte și a naționalismului a devenit alarmantă. Această tendință a fost validată de sondajele de opinie, dar și de rezultatele alegerilor electorale de 2 ani încoace. Fie că ne referim la Italia, Suedia, Franța, Slovacia, Bulgaria sau mai recent Olanda, concluzia este aceeași. Cetățenii au acordat votul lor partidelor de extremă dreaptă sau celor care susțin politici în jurul valorilor considerate, așa zis, tradiționale. România nu este ocolită de aceeași tendință, dar cu regret trebuie să spun că nu m-am așteptat să existe extremism politic în Parlamentul României. Nu m-am așteptat să asist aici la manifestări publice care sunt total incompatibile cu statutul de simbol al acestei instituții. În repetate rânduri, președintele unui anumit partid parlamentar a încercat să provoace colegii parlamentari socialdemocrați sau liberali folosind un vocabular inadmisibil. Altercațiile vizându-i direct pe demnitarii veniți în Parlamentul României au fost de asemenea numeroase. Singurul scop al acestei acțiuni a fost acela de a atrage atenția jurnaliștilor și a face senzație în mass media. Paradoxul face că în codul de etică și de integritate al acestuiași partid, comportamentul injurios, agresiv și neadecvat față de cetățeni este condamnat și sancționabil. Dacă alăturăm aici pretenția de a promova valorile creștine și identitatea națională, tabloul este complet. Dar diferența flagrantă între ceea ce pretinzi că aperi și ceea ce faci, în realitate definește pura demagogie. În decembrie, președintele Alianței pentru Uniunea Românilor ne-a adresat o întrebare. A spus, vreți să avem civilizație în Parlamentul României? Îi răspund acum răspicat în numele meu, dar și al colegilor mei. Da, doresc civilizație în Parlamentul României. Doresc să ne tratăm reciproc cu respect. Ca exponent direct al cetățenilor în cadrul democrației reprezentative, Parlamentul este instituția centrală a deciziei politice. Sub această cupolă și de la această tribună trebuie să continuăm să apărăm democrația autentică cu mijloace democratice, promovând cu curaj valorile reale ale națiunii române. Viorel Salan, deputat PSD de Hunedoara. Vă mulțumesc!